Bună dimineața, dragi prieteni! Interlocutorul nostru de astăzi este domnul Ioan Racolța, primarul Comunei Călăraș. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Domnule primar, n-am mai fost de mult la Călăraș și vrem să știm ce faceți, cum sunteți și ce aveți în pregătire pentru cetățenii comunei dumneavoastră în acest ultim trimestru al anului 2021. Încă o dată, bună dimineața, bine ați venit la Călăraș! Ce facem în momentul de față? Continuăm lucrările începute pe măsura 4.3 pe fonduri europene, lucrările de asfaltare a drumurilor agricole. Avem de asfaltat aproximativ 3 km din aceste drumuri. Sperăm să finalizăm până vine frigul și să facem și recepția. Am făcut recepția la străzile modernizate din Călăraș, aproximativ 6 km de drumuri. Am făcut recepția și au fost trecute în inventarul domeniului public acele drumuri. Am reușit să reabilităm o parte din străzile unde am avut probleme cu asfaltul din cauza transportului greu. S-a reușit aici, în colaborare cu cei de la Consiliul Județean Cluj, să se refacă drumul județean 161B dintre Călăraș și Călăraș-Gară, pentru că aveau porțiuni distruse, și am mai solicitat și ei au fost de acord să mai pună încă două poduri pentru scurgerea pluviale. Am terminat parcul de joacă din satul Călăraș-Gară. Am semnat contractul de modernizarea eliminatului public. Undeva în 1 octombrie o să înceapă lucrările de schimbare a lămpilor. A lămpilor vechi, cele cu sodiu. Veți pune pe LED. Da, vom pune pe LED. Vom termina până la sfârșitul anului. Am achiziționat un utilaj pentru primărie. E un proiect început undeva în 2016 prin grupul de acțiune locală Mihai Viteazu, prin galul de la Mihai Viteazu. Am achiziționat utilajul împreună cu sculele aferente, o remorcă, o sculă de împrăștiat antidreapantul, un utilaj cu braț articulat pentru cosirea postamentelor, o lamă de zăpadă, deci cam ce ar trebui pentru gospodăria comunei. În continuare, ce avem în plan, trebuie să începem lucrurile de construire a căilor pietonale, trotuarelor din Bogata, și dacă voi găsi banii necesari până la finalul anului, vreau să fac și reabilitarea locului de joacă și a terenului de fotbal din satul Bogata, care în momentul de față arată destul de rău. Încercăm să rezolvăm problemele astea până la sfârșitul anului. Pregătim drumurile pentru iarnă, drumurile care nu sunt asfaltate. O să mai venim cu pietruire acolo unde e nevoie. O să continuăm construcția de rigole și de șanțuri pentru preluarea apelor pluviale. Deci cam tot ce e nevoie într-o comunitate locală. În această perioadă au fost puse în dezbatere publică normele de aplicare a programului de dezvoltare Anghel Salinii. Da. Cum vă poziționați dumneavoastră în calitate de primar vis-a-vis de aceste norme de aplicare? Am citit normele de aplicare și, din punctul meu de vedere, noi ne încadrăm cu anumite proiecte și sunt mulțumit, cel puțin teoretic deocamdată, la partea teoretică, să vedem când va fi și partea practică. Avem pregătită toată documentația, o să facem o depunere de proiect pentru modernizare de străzi. Dat fiind faptul că ei nu vor finanța lucrările de canalizare pentru localități mai mici de 2000 de locuitori echivalenți, doar canalizarea în proporții de 90% e rezolvată, așa că nu mai facem probleme. Atunci mergem pe un proiect de modernizare de străzi, în continuare, pentru asfaltarea de străzi în Comuna Călăraș. Vom depune acest proiect până
Cred că la începutul lunii octombrie putem să și depunem. Care este valoarea proiectului? Undeva în jur la 1 milion de euro. Ei finanțează și asigură finanțarea undeva până în 400.000 de lei. Deci 4 milioane de lei. 4 milioane de lei cu TVA. Deci, da. Deci va mai trebui și o mică cofinanțare din partea noastră, dar de fapt prețul final al lucrării este dat în urma licitației, care de cele mai multe ori coboară undeva la 78-80-75%, depinde din valoare. Așa că eu cred că o să ne încadrăm în suma acordată de către Ministerul Dezvoltării. Am înțeles. În ceea ce privește sesiunea de finanțare europeană 2021-2027, chiar dacă încă nu au apărut ghidurile pentru programele operaționale, da, sunt sigur că la nivel de comună aveți pregătite proiecte pentru finanțare europeană. Avem pregătite două proiecte. Unul, cel de canalizare de care spuneam înainte, am refăcut studiul de fezabilitate de data aceasta cu canalizare menajeră pe acostamente, acolo din nevoie pe ambele părți ale străzilor. Și mai avem încă un proiect de încă 2 milioane de euro, aproximativ, pentru finalizarea în totalitate a modernizării străzilor din comună. Deci, banii care teoretic i-am primit de la Ministerul Dezvoltării nu ar ajunge decât pentru asfaltarea, să zicem, a unei treimi din drumurile care încă nu sunt modernizate. Deci avem pregătite trei proiecte. Două proiecte de asfaltare de drumuri și unul pentru canalizare. Proiectul mai mic, de 4 milioane și un pic de lei, o să-l depunem la Ministerul Dezvoltării, pentru că finanțează, asigură finanțările, cum spuneam, până în 4 milioane. Celelalte două le ținem pentru depunerea pe fonduri europene, în momentul când apar axele de finanțare. Am înțeles. Cum comentați faptul că din cotele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, județul Cluj iarăși a primit praful de pe tobă? Asta s-a întâmplat și în primăvară, când s-a aprobat bugetul național, odată cu apariția legii bugetului. Lege care trebuia să apară, de fapt, în decembrie 2020, dar care a apărut undeva prin martie, da, 2021. Deci explicația oficială e că județul Cluj ar fi un județ mai bogat, care nu are nevoie de cotele din TVA. Legea spune clar cum se împart cotele. Că ești județ bogat, că ești județ sărac, ai dreptul să primești cote din guvernul, e obligat, da, să-ți dea cotele din TVA. Acum nu știu care e înțelegerea la... pentru că toată chestiunea acum vedeți că se pune pe bază politică. Nu pot să-mi dau seama care sunt anumite speculații, dar legate de neînțelegerile între unii și alții. Unii și alții. Bineînțeles că nu mi se pare normal să suferă un județ întreg din cauza faptului că două persoane de la nivel înalt din politică nu se înțeleg. Oricum, părerea mea e că e o mizerie ce se întâmplă, deci așa, pe direct, fără... Și vrem să așteptăm acum poziția oficială, pentru că prin Asociația Comunelor vom face o interpelare pe chestiunea asta. Nu mi se pare normal, am spus, dar asta e. Ei te pun în fața faptului împlinit și nu mai ai ce să faci deocamdată. Am înțeles. Revenim asupra zonei locale și vreau să vă întreb cum ați comenta activitatea de până acum a operatorului de salubritate regional. Mă refer acum strict la activitatea pe Comuna Călăraș. Da, desigur. Să știți că nu am avut probleme foarte mari. În mare și-au respectat programul de activitate. Ce le-am reproșat la început a fost faptul că nu au înștiințat populația cu privire la ritmul de ridicare al deșeurilor menajere sau al celor selective. Mai sunt anumite plângeri din partea cetățenilor că nu li se lasă sacii la timp pentru ridicarea, pentru depozitarea deșeurilor selective. Eu am discutat cu reprezentanții
societății, cu cei din conducere și au spus, noi le-am trasat sarcini angajaților, să lase sarcini. Numai ce se întâmplă pe teren, sigur că nici cei de la birou nu pot să controleze tot timpul, dar începând de sâmbătă, începând de mâine, efectiv, vor începe să facă contractele de salubritate cu cetățenii și în momentul în care se semnează contractele, cetățenii vor primi și pubele. Deci nu o să mai aibă nevoie de sarci menajeri pentru depozitarea deșeurilor, că sunt menajeri, că sunt selective, vor primi pubele. Ele vor fi cipate și se va ști exact de la care gospodărie ce s-a ridicat și cum s-a ridicat. Dar, în general, activitatea lor este bună. Nu pot să mă plâng, nu este nici extraordinară, dar nici... Nici de condamnat. Nici de condamnat. Deocamdată. Acum o să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Mașinile sunt noi, nu au probleme din punctul ăsta de vedere. Ritmul de ridicare și l-au păstrat. Vin în fiecare vinere la ridicat deșeurile menajere și de trei ori, în trei zile, în cursul lunii, în prima, a doua și a treia joie, pentru ridicarea deșeurilor selective. Și deocamdată, eu zic că e ok așa cum își fac treaba. Am înțeles. Domnule primar, cum decurge activitatea de vaccinare anticovid la nivelul Comunei Călăraș? Noi, la nivelul Comunei Călăraș, nu avem o evidență clară a persoanelor care s-au vaccinat sau nu s-au vaccinat, pentru că... Nu depinde de dumneavoastră. De noi. Noi am încercat să ajutăm oamenii care au dorit să se vaccineze și am făcut trei acțiuni de vaccinare în Comuna Călăraș. Au fost persoane, nu foarte multe, în cele trei acțiuni de vaccinare, cred că s-au vaccinat în jur de 100-110 persoane, nu mai mult. Deci, foarte puțin față de numărul populației. Oricum, sigur, eu am spus de la început, vaccinarea e o chestiune care ține de fiecare om în parte. Dacă dorește să se vaccineze, se vaccinează, dacă nu, nu. Și nu poți să impui chestiunea asta. Dar pentru cei care au dorit într-adevăr să se vaccineze, noi am încercat să facilităm lucrul acesta. În ultima vreme n-am mai avut cereri de la cetățenii comună, că ar dori, de la mai mulți cetățeni, că ar dori să se vaccineze, să încercăm să facem o a patra etapă de vaccinare. Dacă vor fi cereri, atunci o să solicităm celor de la Spitalul Militar din Cluj să facem o a patra etapă de vaccinare. Dar asta numai în condițiile în care vor fi cereri. Cereri substanțiale. Exact. Să fie cel puțin 15-20 de persoane care își doresc lucrul acesta. Domnule primar, dacă la final de interviu aveți ceva să le transmiteți cetățenilor comunei dumneavoastră prin intermediul Reflect Media? Normal. Doresc să-i asigur că vom face tot ce ține de noi, atât de noi ca instituție primărie, cât și de Consiliul Local, pentru a asigura tot confortul cetățenilor din comună, pentru că de bunăstare le putem vorbi, că le putem asigura bunăstarea, dar putem să le asigurăm o viață și un confort decent pentru a își duce traiul de zi cu zi în Comuna Călăraș. Noi suntem la dispoziția lor oricând și cu orice problemă care ține de noi încercăm să-i ajutăm și să-i rezolvăm. Domnule primar, vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru vizită!